Instituții europene, precum Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul European, au adoptat de ani buni o serie de măsuri, precum crearea unui registru comun de transparență, unde se înscriu toți lobiștii. În România însă, din 2000 încoace, 6 proiecte de lege privind activitatea de lobby au fost respinse unul după altul în Parlament. Motivele actualei stări de vid legislativ sunt clare. Standardele internaționale prevăd obligația celui care a fost contactat de un lobbyist de a face publice în quasi totalitatea lor atât argumentele care au fost prezentate, cât și documentele care au stat la baza respective interacțiuni cu lobbyistul. Problema, cum vă spuneam încă de la început, este că de fiecare dată când încercăm să reglementăm lobby-ul, ajungem în propunerea legislativă de fapt să dezincriminăm traficul de influență sau luarea de mită. Recent, în ultimul raport al Comisiei Europene privind situația statului de drept, România a fost somată să introducă, fără noi întârzieri, reguli privind activitatea de lobby pentru membrii Parlamentului. Aleșii promit că vor veni cu o lege a lobby-ului în septembrie. Problema trebuie văzută din două puncte de vedere. Activitatea companiilor de lobby, unul la mână, și sancțiunile pe care parlamentarul le poate suporta dacă nu respectă dispozițiile legale. Prima s-ar putea clarifica printr-un registru public prin care fiecare parlamentar să completeze niște câmpuri în care să descrie întâlnirea cu compania de lobby sau cu persoanele și care au fost obiectul discuțiilor. O sancțiune posibilă administrativă, răspundere disciplinară, pierderea mandatului și alte de natură penală. Adoptarea unei lege a lobby-ului este o cerință asumată inclusiv prin PNRR. Societatea civilă are temeri că va fi o simplă cosmetizare legislativă, așa cum s-a întâmplat cu un alt jalon, cel privind pensiile speciale. S-ar putea să fie, știți, afară vopsit gardul înăuntru leopardul, să fie foarte multe lucruri copiate din legislația occidentală, dar care să fie puse în practică, vorba lui Maiorescu, ca forme fără fond. Altfel, riscul ca legea să fie doar una care să-i apere pe parlamentar de această acuză pe care parchetele DNA o aduc de trafic de influență, e foarte mare. Și ăsta este și motivul pentru care în Europa nu e mare entuziasm pentru lobby-uri. La nivel internațional, activitatea de lobby a fost legiferată prima oară în 1994 în Statele Unite. În Uniunea Europeană, ideea legiferării acestei practici a fost primită cu rezerve. Lucrurile s-au schimbat din 2011, atunci când 3 eurodeputați, printre care și Adrian Severin, au fost prinși acceptând să fie plătiți pentru a susține unele amendamente legislative. Anul trecut, Germania, pe fondul unor scandaluri privind contractele din timpul pandemiei de COVID, a introdus obligativitatea registrului de transparență, devenind a 8-a țară din Europa cu astfel de reglementare, alături de țări precum Austria, Franța sau Marea Britanie.